Guvernul României a aprobat în ședința din 16 iulie hotărârea privind alocarea a peste 353 de milioane de lei pentru un număr de 495 de unități administrativ-teritoriale din 14 județe afectate de calamități naturale în acest an. Banii sunt destinați remedierii pagubelor provocate de inundațiile care au afectat județele. La Pașcani, cele mai afectate zone au fost suburbiile Gâștești și Boșteni, unde mai multe străzi și podețe au fost distruse în urma ploilor torențiale, dar și peste 70 de acoperișuri de locuințe. În perioada 11-6-2020, 15-6-2020, la nivelul municipiului Pașcani, gradul de instabilitate atmosferică a fost unul accentuat și s-a manifestat prin averse cu caracter torențial, însoțite de ploi cantitativ mari și de asemenea grindină. Cele mai afectate zone din municipiul nostru au fost suburbiile Gâștești și Boșteni. În urma acestor fenomene deosebit de periculoase, Comitetul Local pentru Situații de Urgență s-a deplasat la fața locului, a întocmit un raport operativ care a fost înaintat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Dumnealor s-au deplasat și ei în teren și s-au constatat următoarele pagube. În localitatea Gâștești au fost afectate un număr de 5,32 km de străzi, precum și 8 podețe și traversări pietonale. De asemenea, au fost inundate un număr de 72 de case și 16 anexe gospodărești. La Boșteni avem afectat un podeț și 0,4 km de străzi. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a înaintat guvernului suma rezultată din raportări. Municipiul Pașcani a beneficiat de suma de 189.000 de lei pentru repararea străzilor și a podețelor afectate. În ceea ce privește casele, singura precizare a fost că trebuie ca fiecare proprietar să facă din fonduri proprii o expertiză tehnică. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a întocmit un raport de sinteză pe care l-a transmis către Guvernul României. Astăzi am primit confirmarea că ni se vor deconta pentru a repara aceste străzi, aceste podețe afectate de către inundații, suma de 189.000 de lei. Din păcate, pentru cei care au avut casele afectate, și aici mă refer la acoperișurile distruse sau case inundate, în recomandarea celor de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, este făcută doar precizarea că este necesară expertiză tehnică ce va pune în evidență valoarea bunurilor afectate.